Dacă ar fi să setăm trei reguli de cum ne organizăm pe timp de criză, ce facem diferit pentru a rămâne eficienți, care ar fi acelea? Te salut cu dragul Ice Leader, e luni și azi răspundem la o întrebare strategică. Într-o situație de criză, organizarea eficientă devine esențială pentru a supraviețui și a rămâne competitivi. Iată trei reguli esențiale pe care echipa le poate urma pentru a naviga cu succes. Comunică frecvent și strategic. În criză, tendința este să reducem întâlnirile și să ne concentrăm doar pe execuție. Totuși, comunicarea devine mai importantă ca oricând. Organizarea de ședințe scurte, bine structurate, pentru a analiza progresul și a lua decizii rapide, asigură alinierea echipei și adaptarea eficientă la noile provocări. Prioritizează și elimină. Criza necesită o evaluare clară a obiectivelor. Analizează activitățile și stabilește prioritățile critice. Lucrurile mai puțin esențiale trebuie puse pe pauză, astfel încât echipa să-și concentreze resursele pe acele acțiuni care aduc impact imediat și susțin afacerea. Flexibilitate și adaptabilitate. În perioada de criză, structurile și procesele normale trebuie ajustate. Fii pregătit să-ți schimbi rapid stilul de management și să adaptezi procedurile. Asigură-te că echipa înțelege care sunt noile reguli de funcționare și că există claritate în ceea ce se schimbă sau se menține. Aceste reguli asigură o operare eficientă într-o situație dificilă, oferind echipei structură și flexibilitate în același timp. Ce doresc este să ai o săptămână productivă și decizii white.